Țaplă cu puberul. Ami Tostoganz. Andrei, Ami, haideți pe canapea. Bună dimineața! Păi stați, mă, acolo unde veniți, mă! Stați acolo, mă! Echipa mea de la Rednecks. Bună dimineața, copii! Bine ați venit, doi din trei, pentru prima dată la un studio de televiziune, dar știți cum e, nu e cazul artistei Ami, fosta noastră vecină, feblețea lui Puberu. Păi stai, mai că încă vă mai sunt vecină. Da, dar nu chiar așa. Aici stau la 5 minute. La 5 minute? Nu mai ești chiar... Nu mai stau la un minut, stau la 5. Măcar ai noroc, eu am stat o oră pe centură. Ah, perfect. Da, dar și ce-ai făcut pe centură? N-am muteaj, asta ziceam că trebuie să concretizăm. Acolo a venit cu broscuța. Ami, vă spuneam, feblețea lui Puberu, el ne-a prezentat-o. Noi o știam de pe vremuri și de la X și de la, din alte combinații, dar Puberu era acest PR, primul tău PR, practic. Exact. Țin minte și prima emisiune la care am fost aici cu Puberu. Este? Da, 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 este, este. Bine, la ultima la care a fost, cum ar fi, cronologic, am pasat-o de la unul la altul, știți foarte bine, am făcut mare avion ce am făcut. Ami, după cum vedeți, are o predilecție pentru artiștii înalți, adică dacă mai facem piesă și cu Liviu Teodorescu s-a... Exact, păi s-ar putea să urmeze, așa, asta am zis că mi-e place să fac feat-uri cu oamenii mari și la propriu și la figurat, iar Tostogan este unul dintre ei. Nu știi cât de fericit sunt eu că fac piesa asta alături de Ami, mai ales că suntem o familie la Epic și îmi place foarte mult de ea. Vă salutăm și pe voi de acasă. Un talent, o voce extraordinară. Cum v-ați înțeles? Eu v-am mai văzut, v-am văzut la repetiții, v-am văzut la filmări, dar așa cum vă... Pare că vă sunați, vă dați mesaje. Eu zic că la filmări am început să ne înțelegem foarte bine. La filmări a fost foarte tare și ne-am super distrat, adică am început să ne cunoaștem mai bine după ce am început să colaborăm la piesa asta și nu știu, adică suntem așa ca frații, mi se pare că suntem... Poți împrumut 10 lei de la tine, da? Da, da, da. Adică eu îl și consider ca pe un frate, pentru că și pe fratele meu îl cheamă tot Andrei, știi? Aha, da, corect. Și nu știu, așa o chestie. Măi, Tostogane, mai... Ai simțit nevoia să faci ceva în clip și n-ai făcut? Nu, ce să fac? Erai cu mințic așa la început și după aia când ai scos, uite, nu, păi așa era regia, așa trebuia să facem, știi? Oricum ne-am simțit bine. Ai fost un pic wild așa, nu? Da, puțin, bine, așa e și piesa și transmite piesa o stare foarte pozitivă. Nouă ne place foarte mult și asta am și transmis la clip. Andrei, să spune că te joci de muzică. Da, îmi place să mă joc. Am vreo 10 ani de când tot mă joc, dar îmi place mult. Mai mult la Chișinău? Nu, sunt aici de 7 ani. De 7 ani? Da, și îmi place extraordinar și se întâmplă aici. Ai avut piese în Kazakhstan difuzate? Da, am avut norocul în 2016 să luăm Music Awards în Kazakhstan cu o piesă pe care am produs-o eu, da, pentru un artist de acolo. Dar oricum ce se întâmplă în echipa Epic este de descris și nu aș schimba niciodată treaba asta. Deci e superbă treaba. Un tip spectaculos, mi-e foarte greu. Mi-a promis colegul Dani că ține el interviu. E foarte greu să vorbim așa, știi? Evident, adică noi ieri la studio făceam mișto și astăzi... Cum v-a venit ideea? Nu, pur și simplu. Nu, pur și simplu acolo la Epic, între noi, îți dai seama, înțelegându-ne bine și făcând muzică împreună, așa se leagă colaborările. În curând, probabil, și Lidia o să facă cu Tostogan sau invers, sau cine știe ce combinații mai facem pe acolo. Sau uite, nu știu, adul și pe Dani la Epic, să facem și cu el o piese. El are altă casă are de altă producție, da, el lucrează cu Moga, i-a promis Moga. Păi facem așa o coproducție. Și așa suntem pe coproducție. Mulțumim, Alex Ceaușu, pentru frumusețea de videoclip și pentru că n-ai dormit în ultimele nopți. Da, exact, exact. Mulțumim întregii echipe pentru tot acest produs de care suntem super, super mulțumiți și sper să vă simțiți și voi bine acasă. Piesa transmite o stare pozitivă și asta vrem să transmitem și noi. Mă, noi suntem cu emoții, așa că fiind... Da, exact. Fiind la începuturi, toți, uite, și Tostoganzul și Epicul, pe link Colcerul, toată gașca de acolo, Mădălina, oamenii care ne susțin, Cat Music, Media Pro Music, oamenii care au zis, da, mă, hai să facem o mare coproducție, să vedem ce iese. Și oficial este lansată în acest moment. Dacă trecem de 1 milion de vizualizări într-o săptămână, îl mai spăl o dată pe Tostogan cu furtunul de la hidrant. Uite, ce? Mă spălați pe mine cu furtunul, cred că la 1 milion zbor direct. La 1 milion? Dacă facem 1 milion într-o săptămână, te spălăm pe tine cu furtunul? La cât vrei tu, nu contează. Eu am vrut la clip, știi? Să mă... Ai vrut și tu asta? Da, dar nu s-a putut, că eram prea mică, știi? Mă zbură, dacă știi că e jetul ăla. Cu ce? Cu vermorelul. Da, e ok, și cu ăla. Bine, cât sunt de mare, mi-a fost foarte greu să stau în picioare.
Da, a fost foarte puternic jetul ăla și am zis, bă, mă bag și eu sau cel puțin să-l țin. Vă speram să fiți măcar voi singurii artiști care nu se plâng de durata filmărilor sau de cât de tare au suferit. Cine a fost un frig extraordinar? Ești bărbat, băi, băiatul. Adevărat. Hai să luăm o scurtă pauză. După pauză, Tostogan și Ami intră în provocarea noastră. Avem niște cuvințele, avem niște gutiere, o să iasă hăhăială mare. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după o scurtă pauză.